Salutare! În clipul ăsta o să vă arăt cum se leagă un presostat electronic, cum se cablează la electricitate. Eu deja am mai făcut legături aici, ca să nu o lungesc prea mult. Avem așa, la el, o intrare și o ieșire marcată. Asta e intrarea și asta e ieșirea la presostat. Scrie aici pump de la pompă și intrare de curent alternativ și împământare, trecere pentru împământare, bineînțeles. Așa că am venit odată cu alimentarea la 220-a prescontrolului electronic. Pentru asta trebuie să aflăm faza și nulul, că el înseamnă load și N de la negativ. Faza se află cu o șurubelniță de control, eu am aflat-o deja, la mine faza este albastru, am montat și papucii, mai am aici și sistemul ăsta de cablare, pe care o să-l pun aici la ieșirea spre pompă. Așa se pune, bine, se trage cablul mai sus puțin ca să ajungă. Ajunge. Așa. Și după aceea se înfiletează ăsta aici. Așa. Se montează papucii. Papucii i-am montat, i-am prins și prin strângere, dar și prin cositorire. Nu neapărat trebuie să-i cositoriți. Asta doar dacă nu aveți un clește special pentru strângerea lor. Eu știu, nici eu n-am avut. I-am strâns cu patentul. Au strâns, e bine, dar dacă tot i-am cositorit, am zis să-i și, dacă am avut ocazie, am zis să-i și cositoresc. Dar nu e musai. E necesar, neapărat, doar să-i strângeți bine. Așa, acum îi montez. Izolația lor. Conectăm la el faza. Și negativul la el, dar trebuie să mai trag un pic cablu. Așa, am conectat și nulul. La fel aici o să conectez albastru la load 1. Intră ele mai greu prima oară, că așa e. Dar a intrat și cam asta e treaba. După aceea îi se pune capacul prins la șuruburi. Aici e reglajul de la presiune. O să vedem dacă mai e nevoie sau nu. Dar ca parte electrică, așa se leagă electric un presostat electronic. Două aduc curent în el, două duc la pompa din fântână sau de unde aveți voi, hidrofor sau ce aveți nevoie. Cam atât deocamdată. Da, da. Așa, am pus press controlul, dar deocamdată nu l-am pus pe circuit, deoarece doar ce am băgat pompa aceea submersibilă în fântână și a zis să curățăm întâi fântâna cu ea.
e băgată pe țeavă de 3 sferturi, din asta de plastic. Ăsta e zgomotul, nu știu ce s-o auzi. E pusă pe întrerupător, acum nu e pusă prin press control, ca să nu îl înfundăm cu mâl. Era adâncimea de vreo 15 metri, așa e acum. Da. Dom'le, le scoate pompa, da. Da. Și scotea mult mai tulbure. Dar acum a început să se limpezească și treptat o să mai băgăm în adâncime. Mai scoate și așa, după cum vedeți. Eu n-am legat în pământare, deoarece n-am pe instalația aia, n-am. Voi vă recomand să aveți, asta e treaba mea, greșeala mea, deocamdată n-am pe instalația din afara curții. Dar nu-i problemă. O să vă arăt în alt clip și cum funcționează cu press controlul pompa, dar acum am zis să îl curățăm de nămol. Și acolo, tot nămol. Da, cam atât deocamdată, la revedere!